Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu. Sunt, ne auzim din nou cu bucurie într-o zi, însă care nu va fi ușoară și într-o piață, într-o perioadă de piață care este departe de a fi cea mai relaxantă pe care am cunoscut-o. Acest sentiment de volatilitate nu l-avem, însă uitându-ne la EURUSD. De fapt, graficul euro-dolar nici nu ne spune mare lucru despre ce urmează să se întâmple astăzi, anume o decizie de politică monetară în Europa. Una pe care majoritatea traderilor o văd mai puțin importantă decât deciziile anterioare sau decât ce va urma mai degrabă în martie. Cu alte cuvinte, nu se așteaptă o modificare a programului QE sau o tăiere a ratei de dobândă. Cel puțin din sondajele pe care le-am urmărit, conduse de Bloomberg, nu am văzut să se opună cineva acestei idei. Însă, varietatea de rezultate posibile apare la conferința de presă și aici este o dilemă cu care trebuie să se confrunte Banca Centrală Europeană. Va trebui să considere șocul scăderii prețurilor la petrol unul temporar sau va considera că efectele sale pot să rămână de durată? Dacă privim la modul în care au văzut bancherii centrali, și aici putem să-i numerăm pe Janet Yellen, pe Mark Carney, oficialii ai unor bănci centrale majore, care vedeau inițial scăderile prețului petrolului drept temporare, ar trebui să deducem aparent că nu o să acorde prea mare atenție Draghi acestor evoluții globale și că va avea un ton neutru. Un ton neutru ar însemna că deocamdată nu e nevoie să se opereze nicio schimbare și atunci piețele au reacționat în consecință. Ar fi probabil o veste bună pentru euro și neplăcută pentru piețele de capital. Însă Mario Draghi ne-a arătat de mai multe ori că este puțin diferit față de colegii săi și că fiind confruntat cu situații severe, reușește să ia decizii uneori mai agresive decât se așteaptă. Nu a fost cazul întotdeauna, e drept, am avut și momente de dezamăgire și s-a văzut asta la momentul respectiv pe grafic, când se aștepta ca BC să acționeze și totuși nu s-a întâmplat nimic. Totuși, statistic vorbind, cred că am putea să mergem pe această idee. Nu mă aștept neapărat să se mărească programul QE, ar fi nu mare surpriza, ar fi colosală. Nici eu, deși uneori am așteptări mult mai puternice și mai depărtate de scenariul de bază decât majoritatea observatorilor în piață, nici eu nu aștept măcar o modificare a programului QE. Însă, ceea ce s-ar putea întâmpla ar fi mai degrabă o modificare a limbajului în sensul în care piețele să poată înțelege destul de rapid posibilitatea unei astfel de decizii în lunile următoare și chiar posibilitatea adâncirii în teritoriul negativ a ratei de dobândă la depozite. Sigur, această din urmă măsură nu este una care să mai producă efecte foarte puternice. Nu putem tăia dobânda din motive tehnice foarte mult în teritoriu negativ, la un moment dat va înceta să-și producă efectul. Pe de altă parte, e mult prea agresivă o măsură de majorare a programului QE. Deci ceea ce aș aștepta de la Draghi ar fi, de data aceasta,
un discurs suficient de doviș încât EUROSD să nu rămână indiferent, pe termen scurt măcar. Sunt alte traiectorii posibile ulterior, însă pe termen scurt m-aș aștepta să existe o reacție suficient de vizibilă pe grafic, iar piețele de capital să primească sprijin. Și asta nu fiindcă Banca Centrală Europeană este extrem de preocupată de ce se întâmplă cu piețele de capital. Mă îndoiesc că se întâmplă acest lucru. Chiar și în Statele Unite, un material al celor de la UBS pe care mă uitam mai devreme, îmi părea argumentat în ideea că nu piețele ar trebui să conducă în gestionarea economiei, fiindcă reprezentativitatea, sunt mai multe motive acolo, dar unul dintre ele este legat de accesul la capital și al doilea de reprezentativitatea bursei la nivelul economiei. Și în Statele Unite avem o dominanță a numelor din zona industrială, în timp ce economia este condusă de servicii și mai ales situația asta, aceasta se adâncește în Europa, unde avem o dimensiune, un skew, cu un termen statistic, o înclinare către sectorul industrial, în timp ce economia este în vest masiv dominată de servicii. Acest lucru, precum și costul de finanțare, care nu e o problemă acum pentru companii, fac ca pentru băncile centrale din Statele Unite sau din Europa să nu fie scăderea din piețe atât de importantă. De aceea nu vedem o acțiune ultra agresivă, dar vedem un mesaj moderat dovish, care să sprijine temporar apetitul pentru risc. Dar o chestiune temporară, vedem ce se întâmplă după aceea. Ne uităm puțin pe datele de ieri din Statele Unite, Core CPI, vorbim de un 0,1% lunar, s-a așteptat 0,2%, anualizat 2,1%, anterior 2%, în orice caz depășirea nivelului de 2%, reper esențial. Și de asemenea, date mixte în sectorul imobiliar, autorizații de construcție peste estimări, construcții la care s-a început lucrul sub estimări. În linii mari, eu văd aceste cifre ca fiind pozitive pentru economia americană. EUROSD a reacționat, din punctul meu de vedere, în marja de eroare. Alte câteva lucruri care s-au petrecut ieri și astăzi, Fondul Monetar Internațional de Studii Activ pe partea de comunicare, recent, spune că refugiații ar putea amplifica PIB-ul în Europa și că dacă sunt integrați în Germania, într-o manieră eficientă, am putea vedea chiar un plus de 1,1 puncte anul acesta, ceea ce e o evoluție spectaculoasă, având în vedere ratele de creștere oricum foarte scăzute. Cumva invită la o perspectivă lucidă, rațională, economic, a crizei refugiaților. Dar Fondul Monetar Internațional a mers pe principiul una caldă, una rece. De fapt, a început cu una rece acum câteva zile, când a reevaluat perspectivele de creștere pentru economia globală. Apoi vine cu această estimare pozitivă vis-a-vis de refugiați și din nou avertizează. Am văzut depreciere în piețe de capital de dimineață. Avertizează FMI-ul că situația din China nu se va rezolva de la sine și că problemele sunt profunde acolo, ceea ce a stimulat puțin aversiunea la risc și a tras puternic în jos indicii. Bun, pentru EUROSD, avem această atracție magnetică către nivelul de 1-1. El ar putea fi atins foarte ușor în condițiile în care Draghi păstrează doar sintagmele obișnuite și nu face noi aluzii la majorarea programului QE.
Din punctul meu de vedere, chiar dacă face aluzii și respectă tonul dovici pe care le estimăm, o scădere spre 1,0830 ar fi posibilă, poate chiar spre 1,08. Sub acesta avem un 1,0781, însă nu aș vedea piața coborând foarte mult. Să verificăm ce alte raportări mai avem din Statele Unite. Și apoi să formulăm ideea principală. Doar Weekly Jobless Claims și un indice al Philadelphia Fed, un indice de activitate, a fost minus 5,9, se așteaptă minus 5. M-aș bucura și aș rămâne chiar impresionat dacă avem un minus 5 și nu avem chiar sub minus 5,9. Apoi, bineînțeles, conferința de presă la 3 și jumătate și ulterior datele din domeniul petrolului, care nu cred că vor mai fi ignorate de cineva în aceste zile. Bun. Pentru EURUSD, în cazul unei evoluții descendente, spuneam, nu mă aștept la ceva foarte pronunțat și foarte puternic, la o revenire ulterioară. Rezistența ar fi 1.0919, 1.0936, 1.0964 și 1.0988. Cauzele pentru care euro tinde să se aprecieze nu s-au schimbat, sunt legate de o poziționare realizată deja de către piețe în domeniul short euro, care are nevoie de surprize suplimentare pentru a se adăuga la aceste poziții. Are de-a face și cu dificultatea în care se află anumiți deținători de rezerve în dolari. Și aici fie că vorbim despre China, Rusia, statele din Orientul Mijlociu, ca toată lumea are nevoie de lichidități. Și mai există acea situație specifică cu rebalansarea fondurilor, având în vedere faptul că yuanul devine monedă de rezervă. Teme discutate, dacă simțiți nevoia să le mai reluăm sau sunt persoane care nu au prins această expunere făcută la market briefing în general, putem să programăm pentru perioada următoare. Acum, ca idee, despre EURUSD am discutat, e momentul să ne uităm puțin la GBP/USD, apoi la USD/JPY și la piețele de capital. O vom face într-o manieră mai concisă, poate zăbovim mai mult la piețele de capital. Până se încarcă graficul, o întrebare. Când cred că va mai scădea această volatilitate generală excesivă? Cred că am trecut și e o schimbare foarte, foarte puternic percepută de la o volatilitate neobișnuit de scăzută anii anteriori. Nu mă refer numai la luna decembrie și luna de dinaintea majorării decisiei Fed, ci în medie, în perioada de după criza datoriei suverane în Europa, după 2011-2012, ne-am așezat într-o regiune de volatilitate scăzută și ne-am obișnuit cu o volatilitate scăzută. Acum suntem într-adevăr la o volatilitate ridicată. Pe aici, pe acolo, foarte ridicată, dar nu extremă. Aduce a 2008, dar nu este chiar 2008. Și volatilitatea este foarte mare în piețele de capital, dar în piețele valutare, cu excepția monedelor care sunt legate de petrol, mie mi se pare destul de liniștită mișcarea. Cel puțin graficul GBP/USD aici e unul cât se poate de lent și de placid. Însă, într-adevăr, anumite segmente ale pieței sunt foarte volatile. Cred că ar putea fi vorba, vor fi inegalități zilnice, cu siguranță, dar ar putea fi vorba de o perioadă, aș spune, un ciclu de câteva săptămâni. Și deja avem o volatilitate agresivă, au trecut câteva săptămâni din anul acesta. Bănuiesc că ar trebui să se liniștească lucrurile
relativ curând, într-o săptămână sau două, cel târziu. Deci cel târziu, săptămâna după cea viitoare, lucrurile ar trebui să fie ceva mai liniștite. Dar anul 2016 ne va aduce multiple episoade de volatilitate comparabilă cu ceea ce am înregistrat până acum. O întrebare foarte, foarte bună și foarte serioasă. Am schițat un răspuns pe termen în timpul disponibil. Lira sterlină, aici este captivă încă acelor cuvinte magice care rămân în aer, cumva și după ce personajul a dispărut, cuvintele lui Mark Carney. Există, deci, prea puține motive pentru a vedea o ridicare a dobânzii acum. Și argumentele oferite pe 19 ianuarie sunt și mai valabile în prezent. Iar date bune din piața muncii, piețele nu au reacționat încă la acest aspect. Februarie ar putea să ne aducă mai multă veselie dacă europenii și britanicii se apropie ca puncte de vedere. Însă aici ceea ce cred că vom putea vedea astăzi este un efect indirect al evoluției pe EURUSD, fiindcă va fi cumva tractat într-una dintre direcții și GBP-ul și GBP-USD-ul de evoluția de pe EURUSD, dacă este foarte pronunțată într-un sens sau în celălalt. În Marea Britanie nu avem astăzi date macroeconomice noi. Rămânem într-o dinamică laterală. Parcă se încearcă aici o depășire a lui 42-26, nu vom crede decât când o vom vedea și dacă o vom vedea, ea va preanunța probabil încă 20 până la 40 de pip și de variație, asta la nivel minim, posibil însă să avem în vedere și regiunea 1.43 și mai sus 1.43-67. Păstrez o vagă înclinare optimistă. Suportul ar fi la 1.41.25 și apoi linia de trend. Dar linia de trend, pe măsură ce timpul trece, vedem că merge undeva sub 1.40. Așa că, deși linia de trend este esențială în interpretarea noastră, mai întâi să avem în vedere 1.40 ca nivel de suport. Dolar-yen. Precizările guvernatorului în această noapte au fost, mai spre dimineață, au fost orientate în favoarea yenului prin faptul că dobânzile negative au fost excluse. La drept vorbind, dacă QQE-ul, dacă politica de injecție masivă, cantitativă și calitativă, însemnând că nu se cumpără doar titluri de stat, nu a funcționat foarte bine, nu văd de ce dobânzile negative ar opera, dar cine știe, e poate o situație particulară acolo. Deci nu văd de ce să fim dezamăgiți de acest aspect. Mai degrabă o USDJPI își va extrage direcție dinspre piețele de capital. E într-o pauză temporară aici, să vedem cât de bine performează. Cred că are șanse bune pe termen scurt. În această noapte avem date din industrie, un PMI. Mai important ar fi ca piețele să-și revină, piețele de capital să crească pentru ca USDJPI să se miște și el mai sus. Avem rezistență la 117.24 și 117.42. Suport 116.83 și 116.63 și 116.27. Foarte probabil merge puțin în sus, apoi alunecă, nu are încă motive de scădere agresivă. Se vorbește însă de intervenție din partea BOJ. Nu știu dacă nu e prea devreme. Cred că 116 încă nu e momentul, dar să aveți în vedere acest lucru. Dacă vedeți că se întâmplă ceva neobișnuit, o creștere rapidă, fără alte argumente, dacă aveți suficient curaj, puteți să urmăriți acea direcție, fiindcă atunci când intervine, BOJ-ul mișcă piața sute bune de pipi. Bun, US30 nu se liniștește, aici vorbim de volatilitate și în piața de capital germană și mai și.
A fost ieri o sesiune nebună cu halunecări sub 168. Aici credeam că piața se va duce fără oprire când a ezitat și la 169 și după aceea a luat-o în jos. Am zis că măcar extinția de 200, atunci urmăream piața, extinția de 200 va fi atinsă. Ei bine, nu s-a întâmplat asta. Am avut un foarte obișnuit hammer, dar ușor de comentat după ce s-a întâmplat, mult mai dificil când ești acolo și vezi că nu rezistă un nivel, deși aveam un fel de inverted hammer chiar înainte și piața mersese suficient de mult în jos. Deci erau condiții pentru minim, dar până nu s-a făcut o capcană pentru vânzător, nu s-a întors piața. Din meniul de ieri puteam alege suficiente vești negative. Totuși, revenirea ulterioară a fost foarte puternică. Nume din sectorul de sănătate, healthcare, au performat foarte bine, ceea ce înseamnă că traderilor le este încă teamă. Ar fi cumpărat mai agresiv alt gen de instrumente din sectorul financiar sau tehnologie, probabil. Rebound care arată încă corecție pe trend descendent. Sesiunea de ieri pe grafic daily a modificat aspectul graficului într-unul pozitiv, dar avem nevoie astăzi de o închidere cel puțin la 15.721. Nu mă așteptam să avem o astfel de evoluție, dar a mers ieri peste acest nivel și am închis în apropierea sa, ceea ce e un semn foarte bun pentru cumpărători. Sesiunea din China a fost din nou una de scădere, yuanul însă s-a depreciat ușor și de aceea aș spune că US 30 are pe termen scurt, cum am discutat și la minutul de AT, are pe termen scurt o posibilitate de revenire. În momentul de față avem o rezistență la 15.721 și un suport la 565. Dacă nu operăm pe un M1 sau pe un M5, cam genul acesta de variații trebuie să le urmărim, de tipul 100-150 de puncte. Bănuiesc că optim ar fi să avem stop loss-uri de ordinul 30, 50, 70 de puncte și take profit-ul de ordinul 100, 150, 170. Și nu să pândim 5 puncte sau 7 puncte. Dar asta depinde de strategia fiecăruia. Cred că aici e suficient ca în a doua parte a zilei să fim peste 721 și să ne menținem acolo ca să punem bazele unei creșteri ulterioare. 823 nivel de rezistență, apoi urmat de 15.870. Suportul este aici la extensia de 168, e destul de clar acum că a rezistat. Vorbim de 15.470. și ulterior extinsă de 200% la 15.315. Acum să ne uităm la piața de capital germană, care va fi mult mai intens urmărită în sesiunea de astăzi. 9.423 e un nivel care în trecut a fost prins între gap-uri. Avem un gap aici recent și din ce mi-amintesc eu mai este unul, s-ar putea să nu le țin însă perfect, dar e un în orice caz un nivel important. Avem și pe 15 ianuarie am avut aici o oprire a scăderilor undeva foarte aproape de aceste repere și revenirea ulterioară a fost de ordinul 300-400 de puncte. Nivelul de urmărit, din punctul meu de vedere, pentru a declanșa o atitudine optimistă, este la 9.526. Poate să pară foarte îndepărtat, dar în realitate nu cred că este. Ceea ce se întâmplă între 9.350 și 9.526 este fără direcție. Este o dinamică de tip interval care nu ne indică foarte multe elemente. Dacă merge peste 9526, direcția următoare ar putea fi spre 9600 și mai sus avem 9671.
Bănuim însă că piața va fi în așteptare în jurul lui 9410, câteva zeci de puncte în plus sau minus, până la decizia BCE și dacă vom avea cuvintele cheie pe care le așteaptă piețele, putem înregistra un rebound către 9600 de puncte. Însă, va ține acesta sau nu va ține? Aici, răspunsul va depinde de petrol. Suportul este la 9283 inițial, 9254 și sub acesta m-aș gândi direct la nivelul de 9200 de puncte. Înainte de a trece la petrol, o să vedem un grafic pe orizont mai larg, H4. Avem câteva argumente pentru a spune că trendul descendent are destulă maturitate, dar ele nu sunt suficiente încă. Uitați-vă la linia care unește aceste vârfuri pe H4 și sugestia graficului este că trebuie să închidem clar peste aceste niveluri. Pentru a bifa o intenție pozitivă a traderilor ilustrată pe grafic, avem nevoie nu ora aceasta, ci în timp, să zicem undeva pe seară, să migrăm peste 9600 de puncte. Abia atunci putem spune că se deschide calea undeva spre 10.000. Este o șansă, parcă se agață cu degetele, ca într-un film de acțiune, când personajul, în general pozitiv, este pe marginea, pe buza unei prăpastii sau pe marginea unei clădiri și se prinde cu trei din cele cinci degete și parcă și al treia deget începe să tremure. Cam așa mi se pare piața de capital în momentul de față. Își poate reveni de aici sau poate aluneca, e la mică distanță de o zonă foarte delicată. Lucrul acesta se vede și pe US30, se vede și pe US500 foarte bine și se vede și în segmentul indicilor europeni. Uitați-vă, de exemplu, la acest tablou daily pe termen mai lung. Chiar dacă avem libertate în a alege minimele locale, regiunea 9300 de puncte foarte importantă și ulterior mai avem câteva repere, mai mult pretext în regiunea 9100 sau 9000 de puncte. Dar 9300 e un nivel cheie apropiat de niveluri de tipul 15.500, dacă rețin bine, pentru Dow Jones. Și acum, elementul care completează interpretarea piețelor, petrolul, și care ar fi driverul principal dacă nu am avea decizia Băncii Centrale Europene. Petrolul WTI rămâne peste Brent, cel puțin așa era de dimineață, nu cred că s-a schimbat ceva. Da, rămâne peste Brent. E un spread variabil care a fost zilele trecute și semnificativ mai mare, acum s-a mai restrâns, dar poate mai important este ce se întâmplă cu petrolul. Avem stocuri raportate în această după-amiază. Ar trebui să fie ora 6, așa se întâmplă de obicei când există un decalaj. Da, e ora 6, numai 5 și jumătate, vedeți? O zi, nu e aproape niciodată doar o zi de întârziere, este o zi și o jumătate de oră. Mai e nevoie de un pic de timp pentru a aduna cifrele, cred. Se mută această raportare. Stocurile, destul de greu de prognozat în general, totuși, având în vedere dimensiunea ieftinirilor, m-aș aștepta să se simtă puțin și pe partea de consum de gasoline, să se simtă o scădere a acestora. Valorile în săptămânile anterioare au fost mult peste așteptări, dar oare aceste valori au fost făcute fiindcă nu exista cerere sau fiindcă s-au făcut rezerve sau depozitat cantități pentru cererea viitoare? Și cred că există o mică șansă acolo să fie această variantă, care e una optimistă, favorabilă pentru preț. Dar o să vedem raportarea de la ora 6. Am un bias, o înclinare. Un bias în psihologie nu e neapărat un sens, un lucru bun, dar haideți să spunem o
preferință ascendentă, din punct de vedere rațional. Nu am poziții legate de petrol. Extensia de 168 opune cu greu rezistență. Se vede aici însă pe un grafic daily, față de corecția anterioară, de îndată ce se va opri graficul din saltul său aparent de nestăvilit. De îndată, deci, ce observăm, acest 161.8 salvat doar pentru o scurtă durată, ne punem întrebarea ce se întâmplă cu extensia de 200%. Nu cumva aici vor piețele să meargă. Pe termen scurt, cred că exact aici avem următorul reper de suport. Deci, puțin peste 27 de dolari pe baril. Răspunsul referitor la ce se întâmplă cu petrol pe termen mai lung, însă e greu de obținut. Cred însă, un lucru pot să spun, că toată această agitație pe care o văd mass media, toată această nervozitate, sunt elemente caracteristice ale unei zone, unei căutări a unei zone de minim. Deci, din punctul meu de vedere, vom fi mai sus în trimestrele următoare și mult mai sus. Și poate chiar în lunile următoare, și dacă este să chiar să ne întindem, aș spune că vom fi mai sus în săptămânile următoare. Minimul însă, minimul absolut va fi... Va fi o chestiune de artă să-l poți captura, însă important e să avem această perspectivă și ea să fie corectă, bineînțeles. Petrolul în momentul de față cred că include vasta majoritate a problemelor care afectează consumatorii și a surplusului de producție, în schimb nu include restrângerile de producție care se petrec într-o rată semnificativă. Am avut 2 ani consecutivi de contracție fără precedent a investițiilor în acest domeniu și asta se va vedea, fiindcă a reporni unele facilități durează foarte mult. Piața se concentrează acum pe aspectele negative ale petrolului. Cred că va exista un rebound. Și din punctul meu de vedere, încrederea în acest forecast din medie a devenit o încredere ridicată. Time frame-ul nu este precis, eu bănuiesc că zilele până la săptămânile acestea, în general, până în primăvară, trebuie să avem acest minim. Dar intraday ne uităm la 27-22, apoi 27 și ulterior poate chiar la extensia de 261.8, situată la 25.50. Rezistența ar fi zona 28.70, 29 și apoi vârfurile anterioare. Putem să ne legăm de niveluri de retragere, Fibonacci sau non-Fibonacci, dar în linii mari vorbim de 29.89, care per relevant de rezistență. Ideea de bază ar fi, cred, o evoluție de așteptare sau poate chiar ușor descendentă până la stocuri. Petrolul foarte slab a tras în jos o mulțime de monede, cel puțin rubla, iarăși verificam înainte de webinar, chiar înainte de webinar, verificam cotațiile pe rublă, ajunsesem peste 84 cu dolar rublă, o evoluție spectaculoasă. 4% deprecierea rublei era doar în această sesiune. Suntem într-o fază de accelerare și mă întreb dacă nu cumva va interveni Banca Rusiei la un moment dat. Există un efect negativ pentru pesoul mexican, există impact puternic asupra coroanei norvegiene și a dolarului canadian. Însă, ieri am avut decizie de politică monetară în Canada, și Banca Centrală a hotărât să nu taie dobânda.
Vorbind despre ancorarea expectațiilor de inflație și aducând alte câteva argumente, piețele au înțeles foarte bine despre ce e vorba. Din 1,46-46 am coborât spre 1,45. Deci cam 100, poate înainte de această decizie, poate eram un pic mai jos, dar oricum 100 și ceva de pips. Deci cam în limita de variație discutată de noi. A existat o corecție și ulterior piața a alunecat încet, încet, încet. Acum petrolul a redevenit mai slab și o să decadă, este lipsit de direcție. Suportul e în momentul de față generat de linia minimelor, am putea spune 1,44-34. Dacă mergem sub acesta, ne putem uita la niște repere anterioare pe la 43,98, să spunem chiar 1,44. Bănuiala mea e că se va înscrie aici într-o moderată traiectorie laterală până când petrolul se va hotărâ să crească, ceea ce ar trebui să aducă USDK în jos. Aceasta ar fi ideea principală. Rezistență însă 45-70, 1,46, 1,46-80 și 1,82, vârfurile recente. Bun, să aruncăm o privire pe aur și apoi mergem la NZD-USD și AUD-USD. Aurul a fost mai jucăuș în ultima perioadă. Un grafic daily larg cuprinde însă într-un cadru mai mare, cuprinde ce se întâmplă acum. E doar o corecție a unui trend mai larg descendent. 1109, rezistență pe care am testat-o la milimetru aproape, 1.158, deși această precizie e cumva aparentă, fiindcă eu am pus linia destul de grăbit. Poate că în mod normal aș fi pus-o câteva zeci de cenți mai sus, dar oricum 1.110 a rezistat. 1.105 veche rezistență a fost a doua barieră și acum piața este într-o corecție. Cred că trendul mai larg, care se vede delimitat de linia verde, poate să continue, fiindcă piețele acum văd riscuri de instabilitate pornind de la prețul foarte scăzut al petrolului și cumva adulmecă o posibilitate a intensificării conflictului între Iran și Arabia Saudită. Se desfășoară deja așa numite proxy wars, deci războaie prin intermediar, dar cu cât petrolul coboară, cu atât spiritele cred că se pot încinge acolo. Pe de altă parte, datele de inflație cred eu că au scăpat, nu au fost interpretate chiar cu atenția cuvenită și ele ar fi trebuit să determine un aur ceva mai slab sau dacă e să devenim un pic mai creativi, am spune că poate tocmai de aceasta crește aurul, se întrezărește inflație, iar răspunsul așteptat al Rezervei Federale n-ar fi atât de puternic. Dacă despre asta este vorba, despre această a doua variantă, atunci aurul are vremuri foarte luminoase în față. Pe termen scurt însă, un risc ușor descendent, poate între spre 1092-1093, mai jos avem suport la 1087 și 1080. Peste 1109, dacă mergem, rezistența s-ar putea detecta, cred că în primă fază ar trebui să ne uităm la o proiecție a canalului de trend și abia după aceea la 1120, care e puțin îndepărtat. O proiecție a canalului de trend însă nu ar fi suficient, ar trebui să găsim o altă variantă de tipul acesta. Unim minimele
recente și după aceea generăm o imagine similară printr-o altă linie. Trebuie să avem răspunsul în curând. Ca idee, aș estima, pentru a fi la obiect și a compacta timpul, aș estima un 1117-1118. Deci o linie paralelă cu aceasta, dar una cumva nu atinsă perfect. Deci nu ar fi nevoie să atingem limita superioară. E doar o limitare, nu neapărat o obligativitate de a atinge nivelul respectiv. Bun, o să mergem la NZD-USD și după aceea comentăm și AUD-USD și ce se mai întâmplă cu leul. Se simte pe NZD-USD dorința de a defini un minim. A existat această dorință acum câteva zile, din nou în sesiunea de ieri. 63,48 a rămas cumva suspendat. Despre China se multiplică aluziile la o amplificare a unui program de stimulare și impresia furnizată de mișcarea de ieri este că aceea a fost o perioadă de închidere a unor poziții de vânzare acumulate de multă vreme. Până la urmă am fost aproape la 0,69, aici la 0,64 vorbim de 7-8% de deprecierea NZD-ului. O evoluție foarte, foarte consistentă în termeni valutar și atunci cred că tentația de a marca profitul este destul de ridicată. În plus, yuanul a rămas în zona 6,57, PBOC prin măsurile luate în principal pe piața din Hong Kong a reușit să stăvilească temporar declinul, deci ar putea fi aici miezul unei întoarceri pe termen scurt. Mai este nevoie ca întreg complexul materiilor prime să se stabilizeze și aici ținem ochii și pe petrolul WTI și pe petrolul Brent. Dar în linii mari aș vedea cu ochi buni această evoluție. Ne uităm la 0,6470 ca rezistență. Ulterior avem un suport la 0,6411 și mai jos la 63,80. Ulterior 63,48, rezistența 64,70 și 65. Teoretic, din această piață ar trebui să existe, în această zonă ar trebui să existe un ricoșeu important. Ne uităm dacă există așteptări de date macro în această sesiune, nu prea există. Poate o lunecare ușoară și dacă revenim puțin aici, totuși ar trebui să mai coborâm sub 0,64 și de acolo să existe un ricoșeu. Peste 64,70 devine chiar interesant. Avem multiple niveluri, 0,65, 0,65, 10 și ulterior 0,65,80. AUD-USD 0,69,10. Apoi 0,6950 și ulterior 0,70. Și aici, după o lungă perioadă de scădere, dar pattern-urile grafice nu sunt același, dar și aici există o tentație de creștere din punctul meu de vedere, care trebuie validată printr-o spargere a rezistențelor. Până în alta avem numai o regiune de consolidare. Încă. Dar una în zona de, 100, de extensie de 113, deci puțin sub minimele anterioare, ar fi poate loc pentru revenire. Vorbim de un 0,70 ca rezistență, apoi 0,70-20 și ulterior 0,70-70, suport 0,68-33 și ulterior 0,67-90.
În cele din urmă ne uităm la Euroron, 4,53,50 rezistență în primă fază, se strâng lucrurile aici, tot mai aproape de 4,53,50, regiunea următoare ar fi 4,54 și cred că suntem atât de aproape încât e momentul să plasăm nivelul pe grafic. Mai sus, 4,55, intermediar, mă uitesc că era și în 4,54,50. În orice caz, se prelungește o situație de relativ calm care ne scoate încetul cu încetul în timp din evoluția laterală și ne împinge către o din evoluția de trend ascendentă și ne împinge către o evoluție laterală. Suportul ar fi la 4,52,12, 4,51,16 și 4,50. Astăzi reiau ideea, 3 fără un sfert, decizia BCE, acolo vom ști dacă există o modificare a ratei de dobândă la depozite, în timp ce la 3 și jumătate vom vedea poziția lui Mario Draghi și dacă se modifică programul QE. Foarte probabil nu se modifică, dar vom fi atenți la limbaj în primele minute ale conferinței și ulterior, în general, primele 2-3 întrebări. Sunt cele cheie, a fost decizia luată în unanimitate, ce se întâmplă cu programul QE și așa mai departe. Mai apar ocazional surprize și mai spre jumătate sau finalul conferinței, dar mai rar. Pe măsură ce trece timpul, scade probabilitatea unui surprize majore. Conferința poate fi urmărită pe site-ul BCE-ului www.ecb.int. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție. Am discutat opiniile vis-a-vis de piață, nu sunt recomandate de tranzacționare. Vă doresc succes în trading și o zi frumoasă. De curând, la revedere!